Povestea de la Valea Plopului din județul Prahova a început înainte de Revoluție, când preotul Nicolae Tănase a pus bazele unui refugiu pentru cei în nevoie. Cum e extrem de greu să hrănești în fiecare zi aproape 400 de guri, să îmbraci și să educi atâția oameni, părintele are nevoie de ajutor. A înființat o asociație, Provita, care cuprinde asociații angajați permanent și voluntari de diferite profesii. Prin intermediul asociației au fost dedicate mai multe case pentru copii, un dispensar medical, o biserică, o brutărie. Orice ajutor este binevenit. Biserica Sfânta Cuvioasa Parascheva din Rădăuți organizează o colectă de alimente. Transportul va pleca spre Valea Plopului duminică. La Valea Plopului noi am mai fost și anul trecut. Nu sunt doar copii, sunt și adulți, sunt și copii cu părinți, sunt și bătrâni, aproape 400 de persoane care sunt îngrijite de părintele Nicolae Tănase împreună cu credincioșii săi, atâta cât reușește și el, din păcate, din ceea ce am văzut eu, nu prea are mulți oameni, că e foarte multă muncă la 400 de persoane, trebuie mult, adică și mult voluntariat și mulți oameni care să ajute. Părintele e cu inima, cu toată ființa lui, dar nu are cum să gestioneze tot așezământul și toate situațiile și toate problemele. De aceea, aceasta nu putem face noi de aici, mai greu cu voluntariatul de aici. Din partea noastră, la 400 de oameni, mâncare în fiecare zi, cam trebuie mâncare. Noi am adunat deja, vreo 2 tone de cartofi și alte alimente, ulei, zahăr, dar încă se mai poate și de aceea cu această ocazie până duminică seară. Duminică seară noi vom pleca cu două mașini, două busuri, vom pleca spre Valea Plopului. Dacă cineva vrea, poate și inima îi și vrea să facă în această perioadă de pocăință, pentru că milostenia este partea pocăinței, vrea să ajute, așteptăm cu drag sprijinul și participarea dumneavoastră. Acum, cartofi, să spunem, cam sunt. Acum, știu, mă întreba ce? Ulei, zahăr, făină, orez, bulion, tot ce înseamnă mâncare și care se poate păstra. Deci, ca să poată să rămână pe mai mult timp, să nu fie perisabil, știu, în câteva zile.